imagini șocante au fost surprinse într-un cartier mărginaș al municipiului Drobeta, Turnu Severin. Un bărbat este filmat în timp ce tărăște după un moped un câine. Patrupedul a decedat. În urma apariției în spațiul public a unor imagini în care este prezentat un caz de violență îndreptat împotriva unui animal, eveniment produs într-un cartier de la periferia municipiului Drobeta, Turnu Severin, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți au luat măsurile care se impun. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit identitatea persoanei, fiind vorba de un bărbat de 43 de ani din comuna Șimian. Totodată, din cercetări a reieșit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere animalelor fără drept cu intenție și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere cu intenție a animalelor, dar și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.